Ok, salutare tuturor, sunt Geostal și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de 1 vs 1 pe serverul play.minecraft.romnia.ro. Ok, pe ce arenă să intrăm? Cum am mai spus episodul trecut de parcurs. Nu pot să postez chiar zilnic în cursul săptămânii pentru că școală. Acum mi-am făcut puțin timp liber ca să pot să scot un videoclip de 1 vs 1 pe 1 de parcurs ca să fie videoclip și vineri. Și e primul meci, deci nu vă luați nimic dacă nu joc bine. Habar n-am. Chiar nu, nici nu știu cât de bine joc acum. Eu. Nu știu dacă era tipul mai slab la PvP sau joc eu așa foarte bine de dimineață și... Dar contează să câștig. A murit aici. Da. E ceva cam greu. Când joci primul meci așa de dimineață e destul de greu. Eu m-aș și speria tipul. Nu vreau să pierd, deci dacă pierd, plâng. Yes! Am câștigat. Am început. Să nu accept. Sper că microfonul... Da, înregistrează microfonul și muzica. Mi-am dat acum seama că e destul de tare și să dau ceva mai încet. Că nu vreau să se audă muzica mai tare decât în... Dar cam așa se întâmplă când joci primele meciuri, joci destul de prost, nu ești nici încălzit. Minimile mele sunt destul de reci în momentul ăsta. Nu, fără arc. Ops, am uitat, fără arc, a zis doar sabie și rod. A zis doar sabie și rod. Sabie și rod. M-a bătut. Eu, Doamne, chiar nu știu cum am câștigat unul de asta. Cam tremură mâna pe mouse, că am mâinile destul de înghețate. Și dau multe failuri cu sabia. Eu i-am prins combo mare. Și am luat și fall damage. Mă bat, mă bate, mă bate, mă bate, mă bate. Nu, am câștigat. GG, Doamne. Da. A fost meciul destul de bun, GGI a avut un meci bun. Să-l dau pe MSG. Că nu vreau să... Dacă el... Ok, i-am dat greșit prima dată. Nu contează, 1 versus 1. Nu sunt încălzit, mai bine făceam niște meciuri înainte. Oh my god. M-a luat cam tare tipul. Așa de început m-a luat tare și putea să mă bată chiar rău de tot. Dar am avut noroc. Da. Am avut destul noroc. Că am prins combo-ul ăla și l-am aruncat și a luat și fall damage. Of. Deci în dimineața asta dau numai de jucători destul de buni. Dar cu arcul sunt paralel. Nu prea sunt eu bun cu ținta asta. Rotundă. M-am obișnuit numai cu cea... Plusul ăla. Mă bate, mă bate, mă bate. M-a bătut. Jumătate de inimă, jumătate de fucking inimă. Doamne. Oh my god. Îmi place când dau de jucători mai buni.
Așa, dacă joc numai cu de-aia mai începători în PvP, nu o să devin niciodată mai bun. Da, cred că o să reîncep seria de Survival Games pe CSG. Da, ați văzut că nu intrau hit-urile, da? Da, tot l-am bătut pe la urmă. GG. A fost un match chiar bun. A jucat bine. Și da. Sper să nu accept. Nea, nu vreau să aștept. Nici o arena pe aici. Aștept la arena 24. Ai, așa la arena 24. Îmi place că e una din arenele noi și na. E în zona mai plată. Mai și câmp liber te joci, faci mai bine PvP. Să nu fugi prin toate prăpăstile. Știu pe acolo că e o gaură prin care poți să intri prin chestia asta, nu știu dacă o fi intrat. Mă las parte. Nu, pot să nimeni resc. Hai că i-am prins, oh, easy. I-am prins acel hit cu arcul și am putut să-i prind un combo destul de bun, că logic. Că logic, da. Da. Hai să vedem pe tipul ăsta ce strategie are el. Are o strategie destul de bună. Dar face aceeași greșeală ca meciul trecut. Deci da. Pe ce arenă să mai intru? Mi-e frică mai mult la meciurile, la videoclipul de parkour care o să-l facă, acolo dau multe feluri și da, durează ceva mai mult videoclipul. Deci cât am filmat, hai mai fac încă 2-3 runde și după opresc și videoclipul ăsta ca să fac repede și videoclipul de parkour. Dați-mi pe arena de 23, vă rog. Da. Arena 23. A intrat cineva până la urmă. Cel mai bun server din toamnă. Dacă are un mic bug sau ceva, nu înseamnă că e cel mai buguit. A, mă bate. Mă bate. Nu prea mi-intră mie rodul, asta e prostia. Dacă mi-intra mie rodul, jucam mult mai bine. Gen cum jucam pe 1.7. Doar trebuia să fac ceva de genul ăsta cu rodul și... Acum, dacă vreau să prind ce niște combo-uri, trebuie să încerc mai mult cu arcul să le prind. Adică să-i prind o săgeată. M-a bătut, băgam-i-aș. Joacă destul de bine, deci trebuie să joc destul de tactic. Nu trebuie să prind acel hit. No, hai că acum poate reușesc, am avantaj destul de mare. M-a bătut, m-a spart, m-a spart. Mi-a dat rect. Da. Gire. Mi-a prins cel mai mare combo posibil acolo. Dar noi bai. Dacă nu îmi prindea combo-ul, era easy match-ul. Hai pe arena 23. Cred că după ce fac acest match, închei videoclipul sau mai fac încă un meci, depinde cât de repede îl termin. Gata, hai că acum joc foarte bine. Iar tipul ăsta bun. Ah, nu mai intră sniperul. Încerc să-i prind aici. M-a spart, m-a desfințat. A, uite, băgam-i-a și în meciul mătii. Hai că deja mă enervez și nu o să mai iasă niciun meci. Hai că nu mă nimerești tu. Hai, întoarce-te.
Nu mai mi-e străi furile. Uite bă la jumătate inimă, dă-o încolo de treabă. Ba ceva în textura mătii de Hawaii mătii. Mai bine jocul default. Rar cercul vieții mătii, că nu prind niciun hit cu cercul ăla. Hai că joc fără. Hai, uite aici arena, intră pe arena. Nu intră, mă, ești or. Doamne! Arena 20, dacă nu ești pe asta, nu o vedem. Ba. Tot ăla o să intre. Textura mătii lui Hawaii. Tău. Textura cu cer, cea mai de căcat. Textura, dacă avea țintă normală, era... Da, nu știu, dau mai bine când am cer, când am plusul. Vede, e mult mai simplu să nimerez. Nu știu, parcă ținta e mai bună când am plusul ăsta. Nu! Nu trebuia să las să-mi prindă două hituri, trei hituri. Nici măcar un hit. Ba da. M-a spart pe camiaș. Trebuie să fiu concentrat. Să mă concentrez. Eu ce mea să fac dacă îmi prinde 20.000 de hituri cu arcul, eu intru în PvP cu el, în sabie cu minus 20 de inimă. I-am prins două hituri. Trei hituri. Gata, nu mai. Hai, te rog, mori. În sfârșit, ale fucking lui. Gigi a jucat destul de bine, băiatul. Deci textura e de vină. Unde am pierdut atunci. Am filmat 12 minute, aproape 13, deci... Cam atât a fost acest episod din seria de 1 vs 1. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să subscribe, dacă nu lăsați un comentariu acolo orice, dați un share pe Facebook, să ne strângem cât mai multe persoane pe canal, să ne fim cât, să facem un canal cât mai mare și toate cele bune. Până data viitoare, eu am fost Geostyle și vei fi în continuare. La revedere!